Era un izvor nesecat de muzică, un izvor nesecat de talent, de bunătate, de bun simț și de om cu credință în Dumnezeu. Și avea foarte mult de transmis încă. Nu m-a mai apucat săracul. În fiecare zi am fost la el și cât a fost la spital și după ce a venit acasă. Și chiar duminică după masă a zis, nu, că trebuie să venim să dăm cioc. Tot avea treabă cu noi să ciocnim ouă. Și așa a fost bine dispus, a fost așa de liniștit, a stat cu noi, a râs, a glumit. Și luăm dimineața la 9:30, gata. Nu ne-am așteptat niciunul. Niciunul ne-am așteptat să întâmple așa. El era cea mai mare valoare la noi. Și acum oamenii care realizează și în bihorul ăsta, și cum era el, nici nu știu când va mai fi așa ceva. Nu știu, aștept să ne revedem. Când o să fie momentul ăsta.